Au bătut vicecampioana, dar nu se opresc aici. Handbaliștii lui Poli și-au propus să învingă și Dinamo, chiar în fieful câinilor. Albreuși s-au mutat din capitală tocmai la Călăraș. Să fie la valoare dacă câștigăm următorul meci la Călăraș. Eu cred că putem să jocăm acolo la fel. Am văzut, eu tot timpul spune, dacă jocăm la margini 23-24 gol, putem câștigăm. Dinamo e pe locul 5 cu 9 puncte. Albroșii au suferit numai 2 înfrângeri în actualul campionat. În schimb, timișorenii au primit ultimatum din partea conducerii să adune 4 puncte din meciurile cu Odorhei, Dinamo și Bucovina-Suceava. Eram cu cuțitul la os. Conducerea ne-a impus un obiectiv de 4 puncte din următoarele 3 meciuri și suntem conștienți că luptăm pentru fiecare punct și noi vrem să câștigăm chiar 6 din următoarele 3 meciuri. Dinamo Poli se joacă duminică de la ora 13 la Călăraș.